Doamnelor și domnilor, bun găsit la știrile sportive! Fotbalistele târgoviștene își pot lua adio și de la finala Cupei României. Sorții nu au fost deloc blânzi cu trupa lui Mihai Tătăranu, care va juca împotriva campioanei Olimpia Cluj-Napoca, una dintre marile favorite la cucerirea ambelor trofee pe plan intern în sezonul 2011-2012. Târgoviștencele s-au pregătit încă din ianuarie pentru partea a doua a campionatului, însă până acum nu au jucat nicio partidă oficială. Campionatul trebuia să se reia în acest weekend, dar oficialii dâmbovițeni au amânat jocul de duminică cu Fair Play București, după ce una dintre jucătoarele CSS-ului a fost selecționată la lotul național de senioare pentru acțiunea tricolorelor ce se desfășoară în Rusia. În aceste condiții, partida s-a amânat pentru 23 martie. În Cupa României, școlărițele vor înfrunta Olimpia Cluj-Napoca, marea favorită la câștigarea campionatului și a competiției surpriselor. Prima etapă trebuia să o jucăm duminică pe data de 18, dar având o jucătoare la lotul național de senioare, Vasile Georgiana, care este plecată, a avut un stagiu de pregătire la Mogoșoa, acum sunt plecați pentru niște jocuri amicale în Rusia, vom juca prima etapă pe 21 martie cu cei de la Fair Play București. Care ar fi programul și care ar fi principalele meciuri ale acestui ultime parte a sezonului pentru noastră? Mă gândesc aici și la cupă și la campionat. Da, în prima etapă jucăm cu cele după locul 3, cele de la Fair Play București. Sperăm o victorie și să trecem în locul lor în clasament. Urmează o etapă, o deplasare grea, zic eu, cu toate că este o echipă nouă înființată în Avobiași, dar la jocul de acasă din tur am avut unele probleme cu ele. O să urmeze meciul din cupă, unde vom juca cu cele de la Olimpia Cluj-Napoca, campioana țării. Fiind cupa, sperăm la o minune să trecem mai departe. Ghinioanele se țin lanț și de echipa de junior sub 16 ani a CSS-ului, care încearcă să se califice la turneul semifinal al campionatului național de basket. După meciul cu peripeții împotriva Pajurei București, jucătorii Andreea Diohos nu au putut juca nici cu Târgu Jiu din cauza rubeolei. 6 dintre componenții formației dâmbovițene au fost nevoiți să întrerupă orice activitate după ce au fost diagnosticați cu rubeola. Oficialii CSS-ului au făcut o cerere către federație prin care au solicitat reprogramarea meciului cu Târgu Jiu, varianta acceptată și de omologii din Oltenia. Pentru a obține dreptul de a juca la turneul semifinal, dâmbovițenii sunt obligați să câștige la o diferență de minim 27 de puncte, obiectiv extrem de dificil de îndeplinit. La finalul săptămânii trecute ar fi trebuit să jucați un alt meci cu echipa din Târgu Jiu, cu care vă luptați în mod direct pentru calificarea în faza superioară la campionatul național, doar că nu s-a disputat din motive de rubeolă. Da, așa este. Colegul meu de la Târgu Jiu a fost destul de înțelegător. A trecut și el prin chestia asta și a amânat o etapă tot din cauza rubeolei. În momentul acela aveam 6 sportivi bolnavi de rubeolă și ne-am înțeles să amânăm etapa până pe 23 martie. Până atunci sper să se recupereze și sportivul nostru de talie, Andu Anghelescu, și-a scos piciorul din gips și i-a trecut și rubeola și sper ca până atunci să fie apt de joc și el și toți ceilalți. Ce se și-a început în forță această fază a competiției, însă iată, ajuns și la finele ei. Depinde de rezultatul direct cu Târgu Mureș. Calificarea CSS-ului depinde de meciul direct cu Târgu Jiu. Da, așa este. Am avut un mare ghinion în prima etapă din retur, la meciul cu Pitești. Era un meci pe care îl pregătisem și în care Andu Anghelescu era un jucător de bază, pentru că echipa din Pitești are o talie impresionantă pentru această vârstă. Și înainte să înceapă meciul, Andu a reușit să facă o entorsă la glezna dreaptă și n-a mai putut să evolueze, evident. A avut și piciorul în gips după aceea 2 săptămâni. Din acest moment, echipa a fost așa un pic derutată de tot acest ghinion. În sfârșit, ne-am revenit. Nu e nicio problemă, o să mergem mai departe, jucăm cu Târgu Jiu și vedem atunci ce se va întâmpla. Ne jucăm șansa până la capăt. Procente cam care credeți că sunt șansele CSS-ului în momentul de față? 50-50. Fără Hănescu, dar cu Begu, Cârstea, Dulgheru, Halep, Niculescu și Tecău, românii sunt bine reprezentați pe tabloul principal al Masters-ului de la Indian Wells. Edina Galovic a ratat accederea după ce a pierdut în ultimul tur din calificări cu Lepșcenco.
Cinci jucătoare românce, respectiv Monica Niculescu, Irina Begu, Sorana Cârstea, Simona Halep și Alexandra Dulgheru, figurează pe tabloul principal de simplu al turneului WTA de tenis de la Indian Wells, SUA, dotat cu premii totale de $4,546,804. Monica Niculescu a fost desemnată cap de serie numărul 26 și va evolua direct în turul secund, cu învingătoarea dintre suedeza Sophie Atkinson și o jucătoare venită din calificări. Două românce vor avea adversare din Cehia. Sorana Cârstea o va înfrunta pe Iveta Benesova, iar Irina Begu pe Lucy Hradeca. Alexandra Dulgheru va juca în manșa inaugurală cu americanca Irina Falconi, iar Simona Halep va întâlni o adversară venită din calificări. Sorana Cârstea joacă de la ora 23 cu Iveta Benesova, meci în care este cotată cu 2.05 să câștige. Dacă o elimină pe Benesova, Sorana o întâlnește în următorul tur pe Agnieszka Radwańska, favorita numărul 5. Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile sportive. La revedere!